Femei, femei, așa. E plină lumea de nebune, cine v-a dus pe lume? Cine? Nu mă gata suflet, nu te atâmpă. Cine oare v-a făcut? Cine oare? Femei, femei, e plină lumea de nebune, cine v-a adus pe lume? Cine oare v-a făcut? Ce povestesc femeile pare de domeniul fantasticului, în niciun caz legat de realitate. Am de cât ori pe săptămână vine să urcă pe acoperiș cu toporul? În fiecare noapte. În fiecare noapte cu toporul pe acoperiș la dumneavoastră? Da. Are ore fixe. La 11 noaptea, la 12 și jumătate, la 1 jumate, la 2 și la 3 spre 4. Astea sunt orele lui care se urcă pe casă și sparge țiglele. A vrut să intre prin tavan la dumneavoastră da, sau cum? Da, a vrut să intre prin tavan ca să intre peste noi să ne omoare în casă. Ca să vedeți și dumneavoastră, uitați câtă gaură a făcut. Mai avea o țâră de cioplit cu toporul și intra prin tavan. Că le sparge țiglele de pe casă la ore fixe noaptea pare a nu fi nimic în comparație cu acuzațiile că vecinul are pistol și le-ar fi omorât câinele după ce a tras în fereastră. Am găsit cățaua aici. A fugit biată cățaua, s-a ascuns de el. Aici am găsit o plină de sânge. Și în scară, moartă. Ce a făcut la cățaua? A omorât-o? Am împușcat-o cu topul, cu ăsta, cu pistolul. Are pistol? Da. Și tu nu știți că v-a împușcat el cățaua? Păi l-am văzut. L-ați văzut că l-a împușcat cățaua? Da. L-am văzut și i-am zis, fetii, sună fată la 112 să vină poliția să-i ridice pistolul. Culmea este că ce povestesc femeile, doar ele văd, deoarece nu am găsit încă o persoană în sat care să ne confirme povestea. Ai venit să vii să-mi vezi tavanul când l-a format, da, Mihai, cu toporul? Da, poate să ai venit și culoare de mine? Ai venit să vezi? Nu te-ai tina! Ești femeie bătrână și nu știu ajungă. Scandalul și toată povestea este infirmată de vecinul reclamat. De unde a început scandalul? De unde? Nu știu, fiindcă sunt... Eu știu ce au, sunt duse cu... Pluta, ce au, nu știu. Sunt acuzații grave. Întrebați-vă, ce acuzații grave? De ce grave? Că vă urcați cu toporul pe casă. Păi de-aia stați un pic, dacă vrei să spargi o țiglă, o spargi cu piatra de jos, nu te urci cu scara, să te urci cu toporul, să tai, să stai acolo, să tai la țiglă. Spune că are, că i-am aruncat apă pe coșul casei. Ia merge și filmați mea să-ți vedeți, are coș la casă. Ia vedeți, să vedeți, are coș la casă. Aveți eu pistol? Domne, copiii dau cu petarde pentru câini. Cele două au făcut nenumărate sesizări și la poliție. În prezent la postul de poliție sunt în lucru un număr de 4 plângeri, are lunăstăsie CETA, care privesc aceleași aspecte. Lucrările au fost conexate și sunt în curs de cercetare. Urmează să dăm soluție prin parchet după definitoarea cercetărilor. De ceea ce povestesc femeile s-a auzit și la primărie. Am înțeles de la colega mea de la asistența socială că depășirea, dar numai la poliție, la primărie, n-a fost înregistrată nicio cerere. A fost solicitată colegii mei de la asistența socială, punct de vedere de către polițistul din comună, șeful de post. Deci toate reclamațiile au fost depuse la postul de poliție Scoarța. Iar despre întâmplările dintre Mihalache și Geta Anastasia am mai auzit și noi din presă. Mihai Mihalache susține că le va acționa în judecată pe cele două pentru că s-a săturat de nenumăratele reclamații pe care i le-au făcut pe motive ieșite din comun.